alert, Donald Trump a produs un nou oc la Casa Albă. Președintele SUA l-a dat afară pe consilierul său pe securitate națională. Presubliniere dintele american Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul său de securitate națională, generalul HR. McMaster, a relatat joi seară cotidianul Washington Post, care a adugat ce presubliniere dintele american intenționează să renunce sublinierei la alți oficiali, după ce marci l-a înlăturat din funcție pe secretarul de stat Rex Tillerson, potrivit AFP. Zvonuri privind o posibil demitere a generalului HR. McMaster circul de mai multe săptămâni în mass media americane. Însă de această dată, Trump a luat decizia de a-l demite sublinierei discut intens cu potențialii înlocuitorii acestuia, a scris Washington Post, citând 5 surse informate în legătură cu aceste intenții. Trump este de acum de acord cu ideea de a-l demite McMaster, cu care nu a fost niciodată cu adevărat apropiat, însă este dispus să asumie repede înainte de a pune decizia în practic, deoarece vrea să se asigure ce nu urmile subliniere pe acest general de 3 stele sublinierei ce este pregătit un succesor solid, au spus sursele citate de cotidianul american, potrivit Ager Press. Această turbulent face parte dintr-o potențială remaniere mai mare pe care o are în vedere Trump sublinierei care va include probabil în alți responsabili ai Casei Albe, a adugat Washington Post. Presubliniere dintele american a anunțat marci pe Twitter demiterea secretarului de stat Rex Tillerson, pe care sper să-l poată înlocui cu subliniere fulsia ei, Mike Pompeo, cu care are relații mult mai bune. La 6 martie, consilierul economic al lui Trump, Gary Cohn, a demisionat pentru a protesta împotriva deciziei presubliniere dintelui de a impune noi taxe vamale asupra importurilor de ocel sublinierei aluminiu. Plecarea lor se adaugă la o listă lungă de colaboratori apropiați care au părăsit Casa Albă de la venirea lui Trump în ianuarie 2017, printre care sublinierei influentul său consilier sublinierei strateg, Steve Bannon.